Bine v-am regăsit, stimați prieteni. Sunt Vlad Madan și în următoarele 45 de minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Problema calității alimentelor care au ajuns în grădinițile pentru copii din țară a fost una pe larg discutată. Fiecare dintre noi ne-am așteptat la un șir de acțiuni ce urmau să fie întreprinse de către administrația publică locală, dar și despre cea centrală. Despre ce s-a reușit până la ora actuală vom încerca să discutăm împreună cu Radu Mudreac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Și Lilian Carp, deputat PL. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru! Domnule Mudreac, din câte cunoaștem și pe parcursul zilei de astăzi a avut loc o ședință la această temă și de fapt au fost puse mai multe accente pe marginea celor ce s-a întâmplat. Până la urmă, care este adevărata stare de lucruri? Ce s-a întreprins? Ce trebuie să cunoască opinia publică? Da, bună seara. Ce vrem să vă anunțăm? În primul rând, comisia a fost constituită, comisia specială cu statut special parlamentar, a fost constituită pe la ședința Parlamentului pe data 23 decembrie. Are la dispoziție 90 de zile, adică s-ar primi că pe data de 23 martie expiră termenul de activitate acestei comisii. Membrii comisiei sunt deputați din diferite fracțiuni, una ce este până în acest moment îmbucurătoră, că toți deputații sunt predispuși ca să aflăm adevărul și să intervină fiecare cu aportul în urma acelor audieri ca să modifice lucrurile spre bine. Asta, într-adevăr, este constatat o atmosferă destul de lucrativă în cadrul comisiei. De la începutul de lucru acestei comisii, de a activității, noi am avut un șir de ședințe pe parcursul lunii ianuarie, prima, dacă nu mă aduc în mașină, a fost pe data de 16 ianuarie. Ne-am străduit câte două comisii, ședințe de a comisiei să aibă loc săptămânal. Am petrecut audieri a instituțiilor implicate, am petrecut întâlniri cu comitetele părintești, până la urmă, din diferite motive, poate și noi n-am amplasat acel anunț mai prin presă sau prin alte căi de mediatizare acele ședințe, au venit puțini părinți, dar nu în ultimul rând comisia de bun acord a fost și în teritoriu și a vizitat că patru grădinițe în municipiul Chișinău, adică trei în oraș, una în suburbie, în Dulești. Am avut o vizită săptămâna trecută împreună cu colegii în grădiniță, în trei raioane, în patru localități. Astăzi, după cum și-ați menționat, am avut deja o ședință unde instituțiile care sunt implicate în acel lanț alimentar, acele instituții care sunt cu statut de supraveghere, monitorizare, control și care garantează siguranța alimentelor care sunt puse pe piață, inclusiv și cele care sunt destinate pentru grădiniță, ca să vină cu propuneri ce le stau în cale, care ce încurcă, ce ar trebui, ce modificări în viziunea lor ar trebui să facă Parlamentul, unei la care legi ar trebui modificate, pentru ca comisia să intervină într-un ritm destul de rapid ca să modifice acele solicitări. Până la urmă, cred că ați discutat în parcurs care au fost solicitările ca să... Da. Domnule Carp, probabil și în cadrul acestei comisii, dar și întrunirile din teritoriu, v-a fost acordată această întrebare. Aceste grădinițe în care a fost depistate aceste nereguli rămân a fi unicele? Suntem siguri că cazuri similare nu mai sunt pe întreg teritoriul publicii noastre? Spunea domnul președinte, noi am fost și în afara municipiului Chișinău. Am luat o decizie pentru a nu crea impresia că doar vrem să punem sau să particularizăm cazul municipiului Chișinău. De aceea am decis să mergem în afara municipiului Chișinău. Situația este în linii generale cam aceeași. Noi vedem că foarte mult depinde de factorul uman. Nu este doar legea vinovată, sunt legea în linii generale, așa cum este astăzi în prezent, ea permite posibilității instituțiilor state să garanteze o bună alimentație corectă a copiilor în grădiniță. Totul contează de factorul uman. Noi
Am mers într-o grădiniță, deci la Măgdăcești, unde erau multe încălcări în ceea ce privește cu siguranța alimentelor. Am mers în următorul sat, la Ratuș, unde era totul, deci, după cum cere legea, după standardizare, curățenie, totul pus la locul lor. Vorbim de depozitare și așa mai departe. Apoi am fost și în altele. Deci totul depinde de conducătorul instituției. Dacă conducătorul instituției își dorește ca să existe o bună alimentație a copiilor în instituțiile de învățământ preșcolare, atunci el garantează. Deci el are grijă că atunci când aduce produsele propriu-zis, comisia de trăiere să poată lua decizia, poate sau nu poate primi aceste produse, se poate din aceste produse de pregătit o mâncare la copii sau nu poate. Și din audierile care le-am avut și în municipiul Chișinău, noi am văzut că mai responsabili au fost, nu propriu-zis funcționarii de la direcție, dar mai responsabili au fost directorii de grădiniță sau bucătari. Deci bucătarii au fost cei care au spus că eu nu pot pregăti masa copiilor din aceste produse care au fost aduse. Și mai departe noi vedem că i-au întors înapoi. Dar unii au fost directori în cărdășii cu funcționare de la direcție, de învățământ, de sectoare, sau cu anumiți din grupul de lucru de achiziție, clar că aceste produse au ajuns în cadrul acestor grădinițe. Problema este și în modul în care au fost organizate licitațiile? Există probleme în modul cum au fost organizate licitațiile prin implicarea celor care participă propriu-zis la procesul de achiziție. Dar modul cum au organizat, e organizat în baza legală care există în prezent. Nu ar fi fost bine, discutam și trebuie să devină o normă obligatorie ca în cadrul comisiilor de achiziție, grupurilor de achiziție, să facă parte și reprezentanții ANSA și pentru a putea oferi o consultație mai calitativă despre modalitatea cum trebuie să, sau ce produse trebuie cumpărate, care trebuie să fie calitatea lor și așa mai departe. Dar noi avem un șir de acte care au fost aduse sau au fost ridicate din direcțiile de sector, în care direcțiile de sector sesizează faptul că există încălcări la calitatea produselor care sunt aduse, dar mai departe ei doar sesizează, fac o notă informativă, dar nu iau decizia corectă. Noi avem în sectorul botanic, da, ridicat, avem peste 16 acte. Sectorul centru erau vreo 7-8. Deci sunt grămadă, deci, practic peste 20 ceva de încălcări care au fost aduse pe parcursul unui an și toate se referă, astea 20 ceva care spunem noi, se referă la un singur agent economic, SANES Comerț. Deci, legea spune că în cazul când sunt aduse produse necalitative, tu avertizezi acest agent economic, calitatea este proastă. Îl avertizezi o dată, îl avertizezi a doua oară, a treia oară, poți face cerere deja la Agenția Achiziției Publice pentru a introduce acest agent în lista neagră și a rupe contractul propriu-zis cu el. Domnule Mudreac, de regulă șefii de gospodării, ceea ce spunea și domnul deputat Carp, chiar bucătarii se sesizau despre aceste încălcări. Până la urmă, de ce direcția permitea faptul ăsta? Acum când vorbim de acest nod gordian și lumea vă întreabă cine este tras la răspundere, am putea identifica o instituție care se face vinovată? Încălcările au mai multe componente. Vă rog. Unele dintre ele, clar că scopul acestor încălcări a fost interesul economic. Unii au promovat toate încălcările persoanele corupte care au avut interes economic la acest. Ca să ne facem o diferență foarte simplă, un unt de 250 de grame procurat la botanică, direcția la educație botanică, 23 de lei, sectorul Buicani, la același agent economic, același producător, 52 de lei. Cum poate în același oraș Chișinău, același agent economic, acolo lui se dea câștig de pe această poziție cu 52 de lei și acolo cu 23 de lei. Interesul este clar vizibil că au fost interes economic. Dar și înțelegeri de cartel, putem spune, între agenții economici, că în anumit sector trucate. Tu joci acolo, eu acolo. Trucate. Ei să creau acele condiții, că sunt doi concurenți, trei concurenți, cineva înainta un preț de 70 de lei, cineva îl pune de 52 de lei, câștiga la cel mai mic preț.
Asta a fost, e interesul economic. Noi de aici încercăm să batem clopote că sunt prețul pentru alimentația unui copil este destul de mic și încercăm să căutăm acele surse ca să majorăm suma de bani care ar fi atribuită unui alimentație unui copil, că noi vedem că de la un pachet de unt au plecat 30 de lei, au plecat în buzunarul cuiva. Aceste contracte au fost realizate? Nu. De asta și-a încercat colegul să spui că agenții după directorii de grădiniță se sesizau direcțiile de sectoare, care ei sunt persoane juridice, care la urma lor erau obligate, în urma sesizărilor, una, două sesizări, să adreseze achizițiilor publice pentru a fi inclus în lista neagră, ca să fie, nu mai poată participa ulterior la alte concursuri sau la organe de drept. Aceste sesizări nu au fost îndreptate nici la achizițiile publice, nici la un organ de drept care ar putea ca să intervină în această situație. Și doi, mai departe, ce urmează? Factorul, ceea ce este numai puțin important, ceea ce ține siguranța alimentelor. Noi avem constatări că agenții economici, 90% din produse erau comerzate de pe roți. Nu erau depozite. Adică acel grup de lucru care întocmea acel caiet de sarcini, era întocmit un caiet de sarcini care nu garanta nici siguranța, nici prețul. Deci noi astăzi am discutat că caietele de sarcini care urmează să fie întocmite pentru participarea la licitațiile este nevoie și coordonate sau aprobate de instituțiile statului care au menirea de a garanta sau de a supraveghe calitatea produselor. Și trei, asta nu înseamnă că instituțiile statului, cele care au fost obligate să facă controlul și supraveghere calității produselor, chiar și în condițiile de agenții economici de reacredință. Ei erau obligați ca să stopeze acest proces, să nu mai admită, să sesizeze organele, să fie măcar temporal stopați până la clarificarea situației. Ce a fost deranjant, foarte deranjant, când personal am pus întrebarea atunci când mergeau audierile în Parlament și până nu de mult, agenții economici care au fost nominalizați ca agenți economici de reacredință, ei livrau produse alimentare și în timpul audierilor parlamentare și după, și unele cazuri și în ziua de azi livrează produse și au câștigat licitații. Domnule Carp, și telespectatorii noștri ne-au acordat această întrebare. Poate ar fi fost cazul ca să se găsească, nu știu, mecanismul necesar ca să contractele să fie încheiate cu instituțiile statului în care am putea avea mai multe încrederi. Cineva făcea referire la o fabrică de pâine, spre exemplu. Legea spune clar astăzi da, că toate serviciile sunt procurate prin licitație. Poate participa orice instituție de stat, sau un agent privat. Întrebarea este altă. Acești agenți privați, în marea majoritate, cumpără produsele de la întreprindere de stat. Fie că carne de pui, fie că cumpără pâine, ouăle. Sunt intermediari. Sunt intermediari. Astăzi. Cum ăștia reușesc să câștige licitația, să propună un preț care este mai avantajos decât aceste întreprinderi de stat? Una întreprindere de stat nu participă la licitație când e vorba de volume mici. Nu interesează volume de o tonă, de două, de zece și așa mai departe. Interesează volume mari, fiindcă sunt producători mari. Și atunci, pentru a deservi volume mici, e necesar un alt tip de logistică, transport și așa mai departe. Și, din păcate, ei nu participă la licitație în marea majoritate a cazurilor. Agenții economice de intermediari, din documentația care am ridicat-o noi, am văzut că însuși direcțiile de sector menționează că aduc carne la 10 kg după ce stopește, de fapt, 7. Da? Se primește fix ca în bancul cei 4 apostoli erau 3, Luca și Matei. Cam așa cu kilogramele la carne care sunt aduse. Deci, practic, ei vin, prețul de piață este 60 de lei, ei îl propun cu 50 de lei. Realitatea, când aduc cantitatea necesară de carne, ei o aduc la prețul tot de 60 de lei, în loc de 10 kg, sunt 7 kg, 3 sunt apă înghețată și vedem că ei câștigă. Au trecut practic două luni de când au fost făcute aceste cazuri publice. Spuneți-mi, vă rog, au urmat sau a fost vreo demisie?
Vorbesc la toate nivelurile. La nivelul municipiului Chișinău, toți șefii de direcții sunt demiși din funcție din câte cunosc. Și general. Și general, dar asta este prea puțin. Deci eu spun că să fie demiși din funcție. Unii din ei cred că trebuie să răspundă și altfel. Trebuie să răspundă în fața legii, mai ales unde sunt interceptări telefonice, unii dau indicații direct, unii șefi de direcție despre modalitatea, câți bani trebuie să ceară, cum trebuie să ceară și așa mai departe. Aici e clar că trebuie să răspundă direct în fața legii și eu cred că este prea puțin dacă ați fi dat afară din lucru. Mare scârbă, bă, câți bani a furat să duci să odihnești acasă pe pat, liniștit, cred că este prea puțin. Domnule Mudrea, vreau să revenim un pic la solicitările care au venit din partea diferitelor instituții în cadrul, mai bine zis, acestor ședințe. Ce s-a discutat? Care au fost până la urmă doleanțele? Ca să ne întoarcem, ce și colegul a menționat. Noi astăzi suntem în examinare a schimbării mecanismului. Anume, schimbării mecanismului de achiziționare a produselor alimentare. Pentru că, până la urmă, în lanțul ăsta de achiziții, un inel îl joacă și poate cel mai slab, anume grupul de achiziții și modalitatea de trecere acestor achiziții. Deci, noi astăzi suntem, la nivel de concept, în cadrul comisiei, suntem cu opoziții că ar trebui să fie create, să nu facă fiecare grădiniță în parte, în fiecare localitate, să nu facă fiecare școală în fiecare localitate, de a crea întreprinderi la nivel raional, unde se facă licitațiile, se facă pentru toate instituțiile de preșcolare, școlare din raion, atunci unde nu o să fie... Ar crește gradul de transparență. Ar crede, asta e una, că ar fi o comisie odată la 6 luni de zile și ar trece această licitație. Doi, nu mai puțin important, am atrage producătorii autohtoni mari, inclusiv și ei importatori mari, ca să participe direct în această licitație. Anume, dacă este licitația într-o localitate de timp de 6 luni de zile la 20 de copii într-o localitate mică la grădiniță de 100 de kilograme de carne, că eu ca exemplu vorbesc acum, la nivel de un agent economic producător mare, el nu are interesul, logistica nu-i permite sau pierde timp mai mult pentru logistică decât că este venitul. Atunci când ar fi o achiziție la nivel de raion de 200 de tone de carne pentru 6 luni de zile, atunci din considerentele volumului și a participării directă a producătorului, ar fi și un preț real la acel produs. Doi, ar fi o modalitate ca această întreprindere acolo să fie angajată, inclusiv și medici, ca să poată verifica calitatea produsului care vin deja livrate la această întreprindere, după care și calitatea produselor care sunt livrate deja la instituțiile preșcolare și școlare. Și atunci noi exclude acel factor vânzări de pe roți și acele licitații trucate cu diferite prețuri undeva umflate și până la urmă și prețuri umflate cu cei ce ne-am trezit și produse de calitate proastă. Ceea ce astăzi noi am solicitat, de la ANSA am primit informația privind acele solicitări la 9:20 dimineața, ședința la ore 10 și noi am fost revoltați pentru că noi, membrii comisiei, nu au avut timp ca să fizic să ne documentăm cu cele propuneri care sunt. Inclusiv aseară la orele 17:30, 17:40 și de la Centrul Național de Sănătate Publică ne-au trimis acele propuneri care sunt. Astăzi, practic, noi am vorbit din ceea ce era pe masă, fără de a avea posibilitate de a face o analiză profundă. Evident, comisia, după ce ieși audiată, se documentează fiecare, după ce ia să vedem, noi și-a rămas, am examinat acele propuneri care sunt puse. Noi n-am văzut propuneri care astăzi ar schimba atitudinile acestor instituții față de controlul, de îndeplinirea acelor obligațiuni conform legislației care le revin dumnealor. Pentru că Centrul Național de Sănătate Publică dorește să le întoarcă acele atribuții de control al alimentelor și mai mult nimic, nu este nicio propunere. ANSA a venit cu ceva la modificarea legii achizițiilor publice, dar nu legii de bază, ce ține de controlul alimentelor, supraveghere, monitorizare, depozitare. Nu a venit cu nicio propunere la aceasta. Deci noi la ziua de astăzi suntem că, cum așa am zis, în practic la 2-3 ședințe, am constatat că legislația este azi pe deplin, le dă acea posibilitate ca dumnealor să-și îndeplinească obligațiunile de serviciu. Ceea ce urmează să fie
luat la nivel de propuneri și recomandări din partea Comisiei. Cred că e prematur. Noi suntem în proces de examinare a celor propuneri. În raport o să ieșim și cu propunerile și cu recomandările care vă scrie. Domnule Carpa, ați avut întâlniri și cu părinții? Da. Ce ați constatat la fața locului? Sunt diferite. Noi, din păcate, cu adevărat, au fost puțini părinți. Au fost doar din Orhei și ceva din municipiul Chișinău și e clar că nu a fost o viziune generală despre care putem spunem că sunt experiențe diferite. Sunt unii părinți se implică mai activ în monitorizarea faptului cum este pregătită mâncarea. Dar este clar că și indiferența sau există directori de instituții care nu permit ca să aibă loc această verificare. Însă iarăși vorbesc că iar anul 2015 în sectorul botanic unii părinții s-au mobilizat și aproape 30 toate instituțiile au fost controlate, verificate. Deci era o problemă despre acest sector cu calitatea alimentelor. Ce este important, eu și în general fac o chemare la părinți, nu vă rușinați să verificați meniul care este și condițiile în care se păstrează propriu-zis produsele pentru gătit, fiindcă foarte mult contează produsele. Și municipiul Chișinău a fost într-o grădiniță unde, da, bine, este curat, așa mai departe, dar există o singură hală de păstrare, adică o singură încăpere de păstrare a alimentelor, ceea ce ea nu corespunde normelor sanitare, chiar dacă se face curățenie la timp. Trebuie să existe separare specială atât pentru fructe, pentru legume, pentru carne, ou. Este o secție specială unde se păstrează fiecare separat. Toate ar trebui separat. Să aibă. Deci se păstrează. Da. Sunt trei depozite, trebuie să fie separate, sau trei încăpieri separate. Da, toate produsele care sunt, ele se grupează în trei grupe, cum, care și cu cine trebuie să fie, deci, păstrat împreună, în vecinătate. La o grădiniță noi am depistat că era o singură încăpere, chiar dacă era făcută reparație, un alt, dar este prea puțin asta. Și atunci, ce se întâmplă în cazul în care avem o singură încăpere? Elementar, trebuie să fie această separare, fie cu o perdea, fie cu orice, dar trebuie să existe această separare, mirosurile care trec, clar că e prea puțin, poate, cu o perdea, dar în linii generale, la grădiniță este păstrat. În marea majoritate în care a fost, erau trei depozite, trei încăpieri separate unde se păstrează produsele. Și componența meniului, și aici părinții au spus. Iată, anticipați întrebarea mea. Chiar vă rog să ne pronunțăm împreună. Componența meniului, noi am constatat toți împreună că în orașul Chișinău, la trei grădinițe diferite, de trei meniuri diferite. Și când am fost la Durlești, un meniu bogat, care, într-adevăr, la Durlești era un meniu bogat în alimente, cu... Chiar cineva din părinți a spus că dacă ar fi comisie încă 2 ani de zile, copiii noi să ne bucurăm că au început să primească și banane copiii. A început a primi bananele, că s-a mărit cu 4 lei, dar cred că o banană nu costă tocmai 4 lei. Dar ce ținic meniurile la diferite grădiniți, diferite meniuri, ceea ce este recomandare la nivel de direcție generală și de la sector, chiar așa, în același sector, noi am fost în sectorul centru, două grădiniți din sectorul centru, diferite meniuri pentru aceea zi. Dimineața noi nici n-am găsit nicio poziție de alimentație luni dimineață. Pare mi-s că era loc gol. Dar cantitatea de mâncare oferită, nu în zadar întrebam pe domnul Carp în raport cu părinții, pentru că sunt diferite voci. Este o problemă la cantitate, pentru că, într-adevăr, ceea ce este, se indică inițial în meniu, se indică o cantitate de a produsului net și după ce se procesează acele produse, prelucrează, masa, brutul acel produs rămâne în jumate decât acel inițial. Deci a fost o solicitare din partea părinților ca Ministerul Sănătății să-și revadă acel meniu care este pus ca să indice cantitatea de produs care le primesc copiii reală, nu aceea care este la început cântărit, dacă s-a cântărit o cantitate de cartofi, după curățarea sau prelucrarea lor, cu totul rămâne altă cantitate de cartofi. Aici este o problemă, noi cu Ministerul Sănătății la această întrebare o să le solicităm ca să-și revadă meniu, dar nu mai important a fost și altceva și s-a depistat și ține cu moratoriu. Statul au aplicat în ilegal moratoriu. Acele instituții a statului cu drept de control au aplicat un moratoriu ilegal. Înainte de a fi votat. În luna februarie au emis ordin de moratoriu. Proiectul de lege a venit din partea guvernului luna martie în Parlament. După examinare în Parlament, legea a intrat în vigoare la data din 1 aprilie, dar a fost cu mențiune în lege că legea nu se aplică asupra sănătății publice, instituțiilor de sănătate publică.
însă instituțiile care erau obligate controlul alimentelor au aplicat lege pe tot parcursul până la 1 octombrie. Că înainte de a fi aprobată legea. Care e eronată legea. Da. În ce îți privește costul meniului, că eu spuneam întotdeauna că diferența între școală și grădiniță. De fapt, costul este mai mare de 21 de lei chiar care este acum. Pentru că dacă calculăm aici salariul bucătarilor, calculăm energia electrică și așa mai departe, el de fapt e mult mai mare. Noi vorbim de 21 de lei, propriu zis, produsele care sunt procurate și întrebările trebuie să existe despre faptul că, într-adevăr, cantitatea, calorajul și așa mai departe, există anumite probleme. Cei ce, cu meniu, referitor la meniu, noi avem un meniu foarte restricționar, care spune, restricționează, asta nu se poate, asta nu se poate, ce nu se poate, așa mai departe, că este procesat. Adică în lume nu există meniuri care răspunde că acest produs nu este posibil de consumat. Acolo există restricții la cei ce nu trebuie să consumi. În rest, despre formă, cum este ambalat sau așa mai departe, deci nu există aceste restricții. Noi avem restricții care, noi spunem, cașcaval se poate, da? Dar nu spunem că cașcavalul trebuie să aibă următorul conținut. Una, două, trei și atunci putem să ne trezim în situația când avem cașcaval care are elemente care nu sunt... Dar el e produs nici nu cașcaval. Da, nici nu cașcaval, este produs din cașcaval. Noi avem 95% de cât de unele voci, ne spuneau că pe facturi fiscale și pe certificate erau eliberate după prețul de cașcaval, în realitate la copiii nu jau produsul. Așa e. Deci noi există interdicție să pune pe ce nu trebuie să mănânci, dar nu se pune pe produs. Produsul poate fi de diferit, independent de preț și așa mai departe, calitatea depinde deci de preț. Aici e clar că trebuie să existe schimbări. Eu am vorbit atunci și în Parlament când a fost depistată asemenea situație, că noi am pus prea multe restricții la lucruri care nu... Deci nu, și nu îmbunătățim calitatea prin asta. Calitatea se îmbunătățește prin altceva. Domnule Mudreac, spuneam în cadrul acestei discuții, iată, cașcaval, mi-am notat aici, unt, ouă, sunt produse care ar trebui să se regăsească în meniul copiilor. Ce trebuie să facă părinții atunci când constată că ele lipsesc până la urmă? Unde se adresează? Și pornesc iarăși pe pista că asemenea cazuri sunt. În primul rând, dumneavoastră, este, eu cred, mai bine să expui pe acest subiect domnul Carp, dumneavoastră, cunoaște de întrebările din primărie, dumneavoastră, așa, activat în domeniul dat, așa că el mai... Există, în primul rând, deci părinții trebuie să se adreseze directorul instituției în care trebuie să pună la dispoziție carte de plângere. În cartea aceasta de plângere, unde el notează că a dat acutarea sau una sau alta, deci mai departe, deci nu a fost în timp de o săptămână, nu s-a respectat meniul, copilul nu a mâncat acele produse necesare care, pentru creșterea sa. Mai departe, deci în cadrul grădiniței există metodiști care pun directorii de sectoare de educație, pun la cunoștință despre faptul că într-o instituție sau alta, deci nu a fost respectat, deci propriu-zis, meniul care este necesar. Și mai departe, șeful de direcție trebuie să intervină și să aducă în ordine situația alarmantă care există asistentul într-o medical. Instituție, asistentul medical și așa mai departe. Asta este procedura prin cartea de plângeri care trebuie să existe nu în cabinetul directorului, dar la intrare. Nu am găsit-o nici la una, ce drept nu am găsit-o, erau toate în cabinetul directorului. El trebuie să existe la intrare. Acolo unii copii se dezbracă de haine dimineața când părinții aduc, acolo trebuie să existe cartea de plângeri, unde deci are loc notarea celor mențiuni, încălcări care sunt sau plângeri și așa mai departe din partea Domnule deputat, atunci când există copii, nu știu, cu un regim alimentar special, ce se întâmplă cu el? Când este alergic la anumite produse, la anumite, nu știu, are anumite necesitate? În primul rând, părinții trebuie să aducă la cunoștință prin certificat medical, pentru că alergia, ea se depistează medical, propriu-zis la anumite produse, trebuie să fie adus la cunoștință instituției de învățământ și instituția de învățământ trebuie să ia în calcul la prepararea bucatelor că acest copil are anumite probleme. Ieri, chiar în cadrul ședinței primăriei, s-a discutat despre calitatea produselor pregătite în gimnazii și în licee din municipiul Chișinău. Domnule Mudreac, starea de lucru este similară? E aceeași schemă? Nu e aceeași schemă, iar semănați și o leacă mai benefică sistema, pentru că, într-adevăr, acolo s-au păstrat acele autocombinate de pe timpuri care urmează centralizat să petreacă acele licitații de achiziționare.
Din câte eu cunosc, acolo au fost careva în ultimul timp și investiții în echipamentul de păstrare și de... de păstrare, de... calitate de ar trebui să fie altceva. Anume, acolo, în aceste autocombinate, acea sistemă care a fost de pe timpuri, e până urmă s-a adeverit că este una din cele mai bune sisteme de supraveghere și transparența celor produse, care urmează să fie dus în instituțiile școlare. Evident, după cum și-am spus la început, factorul uman e factorul uman. Dacă undeva sunt nereguli, dar acel mecanism cu autocombinatele, la ziua de astăzi, eu cred că ne-ar permite, să, dacă ar fi și la nivel de graniță, o supraveghere cât mai bine a acestor produse. Problema pe Chișinău a apărut de alt gen. A apărut că instituțiile de învățământ au trecut la autogestiune. Da? În cazul când își gestionează propriul bani și aceste combinate de alimentație școlărești, ele tot participă la licitații. Și asta este paradoxul. Ei nu le sunt transferați banii direct pentru a face achiziții. Ei participă la licitații, dar aceste instituții de învățământ au anumite pierderi pentru energie electrică, apă și așa mai departe, care nu sunt suportate de combinat, dar sunt suportate de către instituția de învățământ. Dar până la urmă sunt două instituții care sunt subordonate primăriei municipiului Chișinău. Și prestarea serviciilor sau ar avea loc transferul de bani de la o instituție de la alta, da, noi admitem că ar crește prețul la meniu, ar crește prețul din contul ăsta s-ar acheta serviciile, dar lucrurile se sunt într-un cer vicios. Aici a apărut problema și nu este în calitate. Eu cred că cineva chiar a exagerat puțin. Eu vă sfătui chiar să mergeți în instituțiile de învățământ preuniversitar, în școli, în gimnazie, licee, o să vedeți că acolo există și modul de alimentație diferit. Este bufetul suedez, așa numit, unde copiii își alegă câteva tipuri de mâncare, el își alege ce aici preferă. Dar nu poate, cel puțin, sunt câteva instituții de învățământ. Sunt peste 60% din instituțiile de învățământ din Chișinău. Este un proiect care eu personal l-am monitorizat și am implementat acest proiect pe municipiul Chișinău. Eu nu știu acum la ce etapă, dacă se mai merge mai departe pe proiectul dat, fiindcă sunt niște cerințe sanitare ca să-l poți implementa și acest proiect. Dar este mult mai bine decât ce este în grădiniță. Cu jumătate, la jumătate de preț, chiar și mai, cum spunem, la suma de 40%, îmi este un meniu mai divers și mai calitativ decât este în grădiniță. Asta puteți face o reportaj odată, să mergeți, să vedeți cum e hrănește în grădiniță, apoi să mergeți la un gimnaziu și o să vedeți diferența, e foarte mare. Domnule deputat, vreau un pic să ne oprim în minutele câte mai avem până la terminarea acestei emisiuni despre importul de carne din străinătate. Ieri a fost făcută o știre, cei de la ANSA au confirmat că din anumite zone se interzice importul de carne. E așa sau nu? Haideți să vedem. La legislația și pentru securitatea națională, legislația prevede că... Și în ce context vine această... În ce context? Atunci, ca să fie mai clar, Republica Moldova este țară membru la Oficiul Internațional de Epizoote. Dacă nu mă greșesc, sunt în jur de 176-177 de țări care sunt membri. Atunci, toate acele maladii care se înregistrează, boli se înregistrează într-o țară sau în alta, ele sunt fixate la acest oficiu. Atunci când o țară intenționează să aibă relații economice cu o altă țară, e în calcul dacă țara dată este liberă de o boală sau de altă boală. Noi în situația care suntem, dacă suntem o țară curată de această boală, care din câte n-am dovedit să privesc nici presa, gripa aviară, dacă suntem liberi până la ziua de astăzi de gripa aviară, că noi încercăm să ne izolăm de cele țări, să nu avem relații economice și cu acele categorii de produse sau animale vii, cu țara care a fost deja constatată această boală. Reieșind din acestea, eu cred că la ziua de astăzi, dacă a fost luată o decizie când într-o țară sau în altă țară a fost constatată această boală, evident, e și logic ca Republica Moldova să întrerupă acele relații economice și pe acele poziții care ar putea să fie aduse boala în țară. Noi nu de mult am avut acea peste porcină de care a fost adusă din Ucraina. E important cum a ajuns în Moldova, până la urmă încă rămâne de întrebat să vedem cum a ajuns în Moldova, prin ce mijloace. Dar ceea ce a fost luat, eu cred că din punct de vedere securității naționale și pe domeniul alimentar, e foarte bine că a fost luată acea decizie, dacă este așa cum este.
Domnule Car, vreau să-mi spuneți, remarcam în cadrul acestei emisiuni, 23 martie ar fi punctul limită de activitate acestei comisii. Ar însemna că plus minus din data de 1 aprilie copiii vor fi în siguranță la capitolul alimentației în grădinițe? Bun, noi vorbim acum de activitatea comisiei care vine să prezintă o situație creată și care sunt caute, adică s-a ajuns la asemenea situație creată și anumite recomandări. Și constatări și recomandări. Comisia își va încheia, în primul rând va prezenta și noi sperăm raport. Noi sperăm că anumite acte o să le transmitem și la procuratură pe care le avem. Și vroiam să ajungem cu colaborații. Chiar vorbeam cu domnul Mudreacă odată că chiar printr-un act de recepție primire, mai departe, predare, fiindcă să nu se întâmple că anumite acte se pierd, vezi, doamne, prin acte, câte... Deci sunt anumite acte care au ajuns în cadrul comisiei și aceste acte trebuie să ajungă în cadrul instituțiilor pentru a putea să iau o decizie cât mai corectă față de cei care au încălcat. Doi, sunt anumite recomandări. Noi avem anumite viziuni despre felul ce recomandări trebuie să facem pentru a îmbunătăți condițiile, dar cum am menționat și mai sus, și astăzi, deci legea care există referitor la alimentația copiilor, securitatea alimentară și așa mai departe, permite să nu se facă prostii în acest domeniu. Nu există astăzi impedimente care spune că, uite, din cauza asta, noi nu am garantat o securitate alimentară de cea copilor. Nu este în această situație decât avanul ăsta care să fure de unii din funcționari, să fure deci bani, și asta a dus la situația care s-a ajuns. Recomandările care au fost făcute acum de instituțiile, atât ANSA așa mai departe, foarte multe din ele sunt mai mult de ordin de redacție. Ele nu sunt de ordin care vine să schimbă. Am spus așa în cadrul conceptual. Conceptual nu vine să schimbă lucrurile. Noi cred că o să avem anumite propuneri care sunt mai conceptuale despre modalitatea cum trebuie să schimbăm niște lucruri spre bine. În domeniul cu asistentele medicale, noi vrem să le scoatem din subordinea șefilor, directorilor de grădiniță. Asta ar rezolva câteva probleme. Deci a rezolvat, prima problemă este salarizarea acestor, a doua este calificarea, totdeauna trec într-un proces de calificare, trei, în cazul când pleacă în concediu, atunci Asociația Teritorială Medicilor de Familie deleagă pe altcineva pentru a pleca de alta. Deci poate. Și totodată nu există înțelegere dintre directorul instituției și sora medicală despre anumite mușamalizări. Atunci va exista deci separare, cel care răspunde de sănătate și cel care răspunde de educație. Și atunci clar că vom avea o responsabilitate mai mare. Dar până la urmă și aceste asistente medicale bănuiesc că sunt foarte puține ca număr. Ele sunt angajate ca personal, în primul rând, așa la nivelul personalului auxiliar și sunt în subordine directorului de instituție. Nu este corect. Deci ea trebuie să existe angajată ca medic sau ca soră medicală în cadrul AMT-ului, delegând funcțiile de securitate și sănătate a copiilor în cadrul grădiniței de către așa. Și aici dorim să facem această schimbare. Care ar fi alte schimbări, domnule Mudreac? Și mi-am notat colaborarea cu instituțiile de drept, cu Ministerul de Interne sau, spre exemplu, Procuratură, se va finaliza atunci când vom avea acest raport, vom merge la ei sau deja ați sesizat despre unele încălcări? Nu este cu acele acte care au parvenit pe diferite căile în comisie, noi lucrăm acum. Urmează pe ele să servească ca bază la elaborarea raportului, cu acele acte. La urmă, la finisarea raportului, ca să ne înțelegeți corect, Comisia Parlamentară nu angajează și nu eliberează din funcție pe nimeni. Și dacă face un control, face un control parlamentar. Deci, Comisia va ieși cu unele recomandări guvernului, ceea ce ține de implementarea și de aplicarea legilor. Va avea și unele constatări ce au stat la bază și din care motive s-au admis toate neregulile. Și trei, acele acte care pot servi ca bază juridică pentru unii funcționari care adică au stat cu actul și în loc să-l aplice, l-au ținut în safeu care trebuia să fie dat și la achizițiile publice și inclus în lista neagră și alte acte vor fi transmise instituțiilor de drept. Procuratură, CNA sau care instituții mai sunt responsabile cu dreptul pe acest domeniu.
De ce? Ca să aștept cineva că comisia mâine să decidească cine are în funcție, comisia nu are acele atribuții, noi să ieșim cu recomandări. Dar mai departe, guvernul urmează să ții cont de, sau n-a să ții cont de cele recomandări comisiei. Ca să vedem. Regia ne spune că mai avem 3 minute la dispoziție. Vreau câteva aspecte să le mai punem în discuție. Vorba de acea sumă de bani care este alocată pentru fiecare copil. Spuneam aproximativ 23 de lei, dacă am înțeles. 21 de lei. 21 de lei. E suficientă? Dacă nu s-ar fura din trânsul. Dacă nu s-ar fura din trânsele, da, clar că ar ajunge cât de cât. Noi, în general, a fost 17 ani, acesta s-a majorat cu 4, iar la anul a fost promis că va fi majorat încă cu 4. Problema nu este că ești din acei 17 furau. Da? Eu am prins că a fost un leu din leu ce l-a furau. Este important ca funcționarii să-și îndeplinească atribuțiile și să nu bage mâna deci în frigiderul copiilor. Asta este cel mai important lucru. Dacă nu s-ar baga mâna în frigiderul copiilor, atunci e clar că acești bani ar garanta o cel puțin la nivelul mediu, la nivelul mediu alimentația copiilor. Da, nu s-au băgat mâna la cantitativ. Dar s-au implicat și să-i amăgească copiii și calitativ. Da. Dacă se implicau cantitativ, era o situație, din acei 17 lei, deci s-au implicat cei de răcredință și funcționari corupți, s-au implicat și nu destul că s-au furat din suma total, dar s-au implicat și încă le-au livrat produse alterate. Aici e și din comun tot. Dar noi avem aici consumatorul, avem producătorul și avem instituțiile statului care trebuie să garanteze că ceea ce produce producătorul ajunge calitativ la consumator. Și ceea ce am depistat noi acum, da, avem cei care sunt intermediari și organizează licitațiile care trebuie, au încălcat, și avem instituțiile statului care nu au garantat că ceea ce se duce de la producător la consumator este de calitate. Asta este un problem de cele mai mari care sunt depistate acum. Haideți să spunem și telespectatorilor, există premize reale să credem că această schemă a funcționat mai mulți ani? Evident. Evident, a funcționat mai mulți ani, asta e o schemă de... Eu bănuiesc și acum pe unele raioane funcționează această schemă, dar de asta noi să insistăm și să facem recomandări, că schimbarea conceptului de achiziție produselor. Da. Dacă... trebuie conceptual schimbat în totalmente modalitatea de achiziție produselor și livrarea față de instituțiile școlare, preșcolare a produselor. Atât timp cât rămâne sub un mecanism fiecare își face la grădința lui licitație, atât timp rămâne riscul că o să ajungă produsele și cantitativ mai puține și calitativ. Noi am avut grădinițe care le-au livrat produsele, noi am depistat parcursul comisiei. Produsul deja se dea un frigider care se dea expirate. La societate am prins scandal, dar ei deci, au fost în afara orașului. Asta a fost cu 5 de lei mult. Necatând la acel fapt că umblăm din grădiniță în grădiniță, se aude că sunt diferite controle. S-a încercat amuși amaliza când ați ajuns? Încercat să demonstreze că 4 asta nu-i 4. Acolo erau două etichete. Era eticheta data producerii și eticheta data fasonării. Și încercau să prezinte data fasonării ca fiind data producerii. Ceea ce nu are una contă nimic. Da, asta este. Deci, asta a împlins scandal. Ieșind în afara orașului, într-un raion, nu se spune acum că se întâmplă. Deci ieșind în afara orașului, într-o grădiniță, noi depistăm asemenea situație. Toată societatea fierbe de problema dată, de scandalul dat și noi avem asemenea abordări. Și vreau să spun că nici acea evidență nu se duce. Categoric, niciun fel de evidență, când a intrat produsul, cum a intrat produsul, unde pleacă. Deci noi suntem astăzi pe o poziție, noi suntem la nivel de concept, că este nevoie de schimba conceptual modalitatea de achiziție produselor pentru instituțiile școlare și preșcolare. Atunci o să vedem cum o să fie. Domnule Carp, domnule Mudreac, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!